tuturor, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi m-am gândit să vorbim despre ceva care o să vă întâlniți tot restul vieții, de când intrați în clinică în anul 3 și pe tot parcursul carierei voastre în medicină, și anume foaia de observații. Nu e nimic foarte complicat, însă sunt câteva lucruri pe care trebuie să le aveți în vedere, așa că m-am gândit să vă arăt o foaie de observație și câteva, nu știu, tips and tricks, niște lucruri importante pe care să nu le uitați. Am în față o foaie de observație pe care am furat-o și eu de la clinica mea în prima săptămână de rezidențiat, pentru că am zis că hai să văd de fapt cum arată foaia de observație pe neurologie în spitalul în care lucrez, să nu cumva să uit ceva. În principiu, cam toate foile de observație sunt la fel, diferă în funcție de specialitate, însă au câteva lucruri în comun, de bază, și asta vreau să le arăt acum. Evident că o să vorbim și de partea aceasta pe care multă lume o consideră foarte importantă și este, și anume motivele internării, examenul clinic general și examenul neurologic, care la noi, mă rog, e de două pagini, evident, fiind neurologie, foarte stufos, dar m-am gândit că, pentru început, să vorbim despre altceva, și anume despre ultima pagină. Aici este pagina pe care cu toții trebuie să o știm, inclusiv din anul 3, de când suntem studenți, și pe care trebuie să o înțelegem foarte bine, pentru că trebuie să ne uităm doar așa, două secunde, și să ne prindem care e tensiunea, care e frecvența, dacă a avut scaun, care, știți, lucrurile de bază. Așa că pe asta o să vă arăt astăzi. Ce, înainte să ne apucăm să scriem, aveți nevoie de un pix roșu, un pix verde și un pix albastru. Cam astea sunt principalele pixuri și principalele culori. Și de asemenea aveți nevoie de un corector, pentru că foaia de observație este un document legal. Asta înseamnă că nu aveți voie să tăiați pe foaia de observație dacă cumva de greșit și cu toții greșim. Corectați cu acest, mă rog, pastă corectoare cu alb. Bun, hai să începem cu începutul. Da, avem foaia de observație, ultima pagină. În prima dată și prima dată, în partea de sus, vom avea datele pacientului, cu nume, prenume, CNP, numărul foii de observație și unde îl găsim, da, salonul și patul, ceea ce, mă rog, e foarte logic. Al doilea lucru, vom avea ziua și ziua de boală. Ziua este data, de exemplu, astăzi este 14 decembrie, da? Am scris 14 decembrie, zi de boală, prima zi s-a internat astăzi, adică 1, 15, 2, 16, 3. Foarte, foarte simplu. Pentru că e important, de exemplu, atunci când vedem, nu știu, i-a crescut temperatura și vedem, a, uite, la 5-a zi de boală i-a crescut temperatura. Asta înseamnă că poate s-a întâmplat ceva, poate a luat, nu știu, o infecție nosocomială, mai știu ce a făcut pneumonie. E important să știm și câte zile a stat în spital, și nu neapărat numai data în care suntem. De asemenea, o să vedem după aceea foarte multe pătrățele și foarte multe coloane. Nu e foarte complicat. Aveți patru funcții vitale pe care trebuie să le notați aici. Da? Parametrii. Respirația, numărul de respirații, tensiunea arterială, pulsul, adică frecvența cardiacă și temperatura. Și le vedeți aici pe coloane. Vedeți că sub fiecare dintre aceste patru sunt niște numere. Acestea sunt niște valori în niște limite. Da? De exemplu, temperatura între 36 și 41 de grade. Tensiunea arterială între 5 mm coloană de mercur și 30 mm coloană de mercur. Un alt lucru pe care puteți să-l vedeți aici, vedem D și S. D și S înseamnă dimineață și seară. Pentru că într-o zi trebuie să luăm acești parametri de cel puțin două ori. Dacă nu de mai multe ori, nu știu, poate agravează și vrem să-l consultăm mai des, dar dacă nu, să-l monitorizăm dimineața și seara la contravizică. Vizităm. Pentru că știți că vă spuneam eu despre contravizite și că mă duc la spital și odată la, nu știu, câteva zile, seara pe la 5 după amiază. Îi iau tensiunea, frecvența, saturația și decidem medicația. Cam asta e principiul de bază. Un alt lucru, vedeți că aveți niște linii mai groase, ăsta, orizontale. Ca idee, în principiu, parametrii, ca să fie fiziologic sau, mă rog, în limite cât de cât normale, cu toate că și astea mai sunt, ar trebui să fie la a doua linie, da? Și să vă explic mie ce înseamnă practica aceasta. Hai să facem cu un verde ca să vedem. Așa. Am văzut pe coloane la acești parametri că avem niște numere. Ei, numele respective
coincid cu linia de sub ele, da? De exemplu, dacă aici scrie 10, adică 100 de milimetri cuadrat de mercur la tensiune arterială, linia pentru 10 este linia asta cu verde pe care am notat-o eu. Și apoi o să începem să facem, să vedem fiecare parametru și o să înțelegeți mult mai bine despre ce vorbesc. Ok, am luat pixul roșu, hai să facem mai întâi tensiunea arterială. Să zicem că a venit pacientul în prima zi, are tensiunea mai mare, are de exemplu 16:9, da? 160 cu 90 mm cu de mercur. Vedem că avem tensiunea arterială merge din 5 în 5. Adică 10, 15, 20, 25, 30. Și vedem că avem câte 5 pătrățele. Asta înseamnă că un pătrățel e o unitate. Și dacă vedem că avem, de exemplu, 16, mă uit aici, 10, 15, iar încă un pătrățel vine 16. Și am să notez, stai, tensiunea arterială aici. Dimineața, 16. 16 cu 9. 9-le înseamnă că este de la 10 un pătrățel în jos. Și hașurăm, mereu hașurăm. Și o să avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, adică 16 cu 9. Nimic foarte complicat, întotdeauna hașurăm cu roșu. Să zicem că în următoarea zi i-a mai dat tratament pe 15 și a făcut tensiunea iară 145 cu 85, da? Ei, notăm 1 de la 10, da, de la linia de bază, cum am început eu, notăm 145, adică 4 pătrățele, 1, 2, 3, 4 și 5-ul, după ce îl notăm cu jumătate de pătrățică. Când vă uitați pe desen aici, sper că se vede, o să înțelegeți mai bine. Cu, cât am zis, 85, adică 2 pătrățele în jos. Și hai să vă arăt. Am 14, da? 1, 2, 3, 4 și jumătate de pătrățică, adică 145. Cu 85, aici aveam 90, acum mai cobor jumătate 0,5, am 85. Și hai încă una, să zicem că apoi a avut 12 cu 7. De la 10, a două pătrățele, cu 7, 3 pătrățele în jos. Și vedem cum i-a scăzut tensiunea. Asta este numai dimineața, da? Dacă ar fost și după amiază, mai notam și aici. Am zis că ca să ne dăm seama mai ușor să le diferențiem. Cu tensiunea nu mi se pare neapărat ceva foarte greu. Trebuie să știți că limita superioară e sistola, evident, limita inferioară e diastola. Și dacă este cu și 45, notăm, hașurăm numai jumate de pătrățică. Iar pătrățica înseamnă o unitate, adică 10. Pentru că merge din 5 în 5. Bun. Hai să vedem acum cu frecvența cardiacă. Tot cu roșu noi facem. Aici, la frecvența cardiacă, sunt două situații. Prima situație în care pacientul este ritmic. Are bătăi ritmice, asta înseamnă că frecvența cardiacă centrală este egal cu frecvența cardiacă periferică. Îl ascultăm, nu are suflu suprat adăugate, nu are zgomote cardiace aritmice, totul bine și frumos. Și notăm, de exemplu, la puls, să zicem că are 80 de bătăi pe minut. Și punem, de exemplu, vedeți aici, 80. Nu știu cât de mult se vede. Îi facem un punct pe linia cu 80. Dacă o să observați, între cele două linii vine 80-100. Asta înseamnă că sunt 20 de unități împărțit la 4, la 5 pătrățele, adică o pătrățică de asta înseamnă 4 unități. Unității eu folosesc așa ca un termen general, ca să înțelegeți că practic, dacă apăs aici, o să fie aici, o să fie, de exemplu, 80, aici 84, 88, 92, 96 și 100. Ca să știm cum să împărțim frecvența cardiacă și unde să punem punctul. În schimb, dacă am, de exemplu, un pacient aritmic, asta înseamnă că frecvența centrală o să fie mai mare decât cea periferică. Pentru că inima bate foarte tare, da? De exemplu, o fibrilație atrială. Numai că bătăile inimii nu se transmit și la pulsul periferic. Și, de exemplu, la palpare, când vedem pulsul periferic, o să ne arate 65 și el, de fapt, are 110, 120. În cazul ăsta, trebuie să punem ambele și să facem
cu linie, o linie continuă și o linie întreruptă. Asta ne arată nouă că avem o fibrilație atrială. Și să zicem, de exemplu, că a avut prima dată 88, da? Și pornim, arătăm să Jessica că am pornit de aici și punem cu linie, vedeți, linie întreruptă. Apoi a ajuns la frecvență de 100 și la fel cu linie întreruptă. Apoi a mai dat ceva și a scăzut la 85 și așa mai departe. Vedeți, practic trebuie să fie două linii și să unim punctele care semnifică frecvența cardiacă. La fel, nimic foarte complicat. Următorul lucru, am scăpat de roșu, urmează albastru, și anume temperatura. Aici, de obicei, nu notăm noi, notează doamnele asistente. Primul lucru pe care noi întrebăm atunci când intrăm într-un salon, i-a făcut cineva febră și dacă toată lumea a avut scaun. Cam astea sunt primele întrebări, pentru că nu vrem în niciun fel să facă cineva febră. E primul lucru pe care îl întrebăm ca să fim siguri că ok, toată lumea e febrilă, bun, ne-am liniștit, hai să vedem acum cum se simt. Avem temperatura, 36, da, deci v-am spus, și în funcție de temperatură, tot ce este sub, în jurul acestei linii, suntem în normal. E bine, nu ne facem griji. Când începe, de exemplu, aici avem sub peste 37, sub 38, sub febrilitate. Peste 38, febră. Să zicem că a venit și avea 36 cu, 4. Apoi a făcut, 36 cu 8. A avut aici, să zicem, 36 la fel cu 6. Și apoi, în ziua a patra de boală, a făcut un 38. Ziua așa, a patra de boală, 38 aici. Și apoi i-am dat un pervalgan, paracetamol, și a scăzut febra. Și am început și antibioticoterapia și în ziua a 5-a de boală a scăzut din nou la sub 37, pe la 37 să spunem, da? 65 de boală. Și asta vedeți voi zigzagul ăla în care ai un croșeu febril, de exemplu, da? A crescut febra și apoi a mers sub limita, adică la limita fiziologică, da? Sub 37 de grade. Cam astea sunt lucrurile cu temperatura, la fel, nimic foarte complicat, însă de obicei scriem cu pixul albastru. Și ultimul lucru, sau mă rog, unul dintre ultimele lucruri, respirația. Câte respirații sunt pe minut? De obicei, un om normal are între 12-18 respirații pe minut, femeile mai multe de obicei, în repaus, dar nu când a alergat sau a urcat scările. Noi nu prea punem, ce puțin de una, nu prea observați să se scrie și numărul de respirații, însă, decât dacă avem, de exemplu, un pacient care, face tahipnee, semnând un număr ridicat de respirații pe minut, cum e tahicardie și tahipnee. Și să zicem că avem la numărul de respirații, aici sunt 15 respirații, ok, are, să zicem, 15 respirații, cu o linie. Apoi are 17, are 16, are 18, unde este aici 18? La fel, vedeți, că dacă e din 5 în 5, la fel cum este și cu tensiunea arterială, înseamnă că o pătrățică înseamnă o unitate, nu e nimic complicat. Cu pixul verde. Ce mai putem să observăm după ce am făcut toate lucrurile acestea sunt aceste patru căsuțe, lichide îngerate și diureză. E important ca tot ceea ce primește să și elimine. La fel, asta le scriu de obicei doamnele asistente pentru că ele știu mult mai atent pacienții dându-le uneori și apă, doamnele infirmiere schimbă zona urinară dacă au și știe exact câți mililitri. Scaune. Încă un lucru important. Și o să scrie, de exemplu, dacă a avut un scaun pe... În prima zi n-a avut un scaun, la a doua zi se zice că a avut un scaun, da? Pune un 1 aici.
E la fel, foarte important să știm ce fel de scaun, că dacă, de exemplu, e diareic, începe să ne fim un pic încordați, pentru că poate să fie, de exemplu, clostridium sau orice altceva. Sau e pur și simplu de la mâncare, că nu i-a prăit foarte bine. După ce punem numărul scaun, punem și dieta. Aici, la fel, scris de doamnele asistente. Ce vă spun eu acum este specific pentru clinica noastră, dar dieta de ce contează? Pentru că poate să aibă, să fie diabet. Și poate să aibă, de exemplu, un regim pentru hipoglucidii, da? Pentru diabet. Sau tot felul are sondă nazogastrică sau un regim normal. Și e important să se scrie. Aici am mai văzut că mai sunt, mai întreabă doamne asistente, cât se fiziologic s-a dat, de exemplu, și așa mai departe, anumită medicație care a fost administrată ca să poată să calculeze, de exemplu, lichidele ingerate și apoi diureza. Da, cam asta e foaia de observație, nu e nimic foarte complicat. Ce vreau să rețineți este că aici sunt cei patru parametri, că a doua linie e linia cumva de bază, aia cu, mă rog, parametrii fiziologici și pe aia să o luați în considerare, că am mai pățit la început să, de exemplu, să aibă 12 cu 7 și nu o să pun 12 cu 7, să îmi confund liniile și să fie aceasta. Și de fapt, a doua zi când m-am uitat, mi-am dat seama că e 17 și nu... De asta e important să vă puneți eventual cu un verde sau ceva la început, să știți care e linia de bază. Tensiunea, frecvența, să știți că dacă este o aritmie, să o notați și cu linie punctată, ca să o notați diferit față de un ritm sinusal. Și cam atât. Eu sper că a fost cât de cât, utilă această informație, aceste informații și că v-ați dat seama așa cumva cam cum funcționează această foaie de observație. Până data viitoare, mult spor, mult succes și noi ne revedem cu un alt video!